Am revenit în direct doamnelor și domnilor, vă reamintesc invitatul meu din această seară este domnul avocat Dorin Bădulescu, candidatul PMP la, la Senat. Domnule Bădulescu, aș vrea să continuăm discuția și să vorbim de, și despre inițiativa celor 50 de personalități române. Este un subiect care am văzut că a strâns multe discuții, multe comentarii, multe aprecieri pe, pe pagina de socializare. Despre ce este vorba și cum, cum s-a conturat această idee? Bine, vreau să vă spun un lucru. În primul rând, nu este ideea mea sau a cuiva din... este ideea unor personalități la care au achiesat alte personalități din România cu legătură în mediul academic. Dacă vreți, au intitulat o sugestiv cine ne va păzi de viitoarea ordonanță 13, pentru că avem o experiență negativă în ceea ce privește ordonanța 13, adică un partid care, câștigătura alegerilor să se trezească în câteva luni cu 500.000 de mii de români în, în, în piața victoriei nu este un lucru tocmai simplu și din aroganța pe care o aveau ca, o, ca și câștigătura alegerilor am văzut cum să ascundeau prin parlament, prin lifturi și sub scări. În momentul în care calci pe coadă popor român cu astfel de acte normative este normal ca reacția să fie una violentă și virulentă, dacă vreți. E... Ideea este că nu trebuie să mai lăsăm loc în mediul politic unor impostori, unor oameni capabili să ne aducă în această, în această situație de a scoate, ca urmare a unui act normativ, oameni în stradă. Este inadmisibil, dacă vreți, pe, pe această zonă. Pe de altă parte inițiativa vine și cumva curăță, dacă vreți, clasa politică de impostori și de oameni care mint în legătură cu trecutul lor și cu studiile pe care le-au, cu mint practic în legătură cu ei căutând să se pună într-o lumină mă rog, pozitivă, dacă vreți, e celebru caz al primarului din Brașov, noului primar din Brașov, domnul nu, nu știu, nu, nu, nu mi-aduc aminte uh, numele care uh, avea o diplomă în ghilimele uh, falsă sau mă rog uh, a afirmat de fapt în CV nu, nu e o diplomă falsă, a afirmat în CV că este absolvent al unei facultăți în realitate se repetent și nu ajuns, nu în niciodată facultate. facultatea respectivă. facultatea respectivă, deci un model de așa nu și nu mai vorbesc că făcea parte și din OSR, un partid care se presupunea că ar fi de elite Iată că nu e chiar așa, că impostori sunt peste tot și uh, lucrurile nu, nu sunt în regulă. Inițiativa vine, uh, pe, de al, pe de o parte, pentru înființarea unui registru național al diplomelor, care să fie ca o bază de date integrată. Care să aibă pe toți, absolut toți absolvenții de facultate, master, doctorat, într-un într cadru efectiv bine gestionat, o bază de date națională cu fiecare. Vine pe zona de răspundere, atragerea răspunderii persoanelor care se angajează în, în instituțiile publice și care trebuie să certifice efectiv că actele de studii sunt conform cu cele pe care le-au declarat. Vine pe de altă parte să îi sancționeze pe cei care își falsifică CV-ul. Se propune un CV generalizat pentru toată această zonă, a zonă publică și fiecare instituție publică, bineînțeles că trebuie protejată datele de caracter personal, să fie publicate a, CV-urile tuturor funcționarilor, tuturor celor angajați. Sunt lucruri firești, dacă vreți, într-o societate democratică. Să știți că, de exemplu, uitați, Senatul României, toate CV-urile parlamentarilor sunt pe site. Și am mai văzut instituții, dar nu toate instituțiile procedează așa. Și ar trebui ca toate instituțiile să, să aibă această bază de date. Sunt lucruri firești dacă vreți și lucruri care ar trebui să întâmple și foarte repede. De aceea am fost printre primii care a chiesat la acest, la acest pact cu atât mai mult cât îl cunoșteam personal pe, pe domnul Cristi Danilescu, care a mai lucrat în trecut atunci când eram președintele Consiliului de Mediere din România și care a fost un susținător al, al ideii de mediere și de, de, de cale de mijloc în ceea ce privește un conflict dintre persoane. Domnule Vădulescu, în general, știm cu toții că, din păcate, legătura oamenilor cu parlamentarii nu este întotdeauna așa cum ne-am dorit să fie. Au fost extrem de difuzate materialele în care. Oamenii nu știau care sunt parlamentarii județului, și așa mai departe. Dumneavoastră, însă, sunteți unul dintre cei care ați plecat și ați revenit de fiecare dată acasă. Veți continua să faceți acest lucru pentru, pentru locuitorii județului Buzău? Eu n-am fost plecat niciodată. Mă duc la București pentru că trebuie să-mi exerci să demnitatea care m-a onorat locuitorii județului Buzău. Cu, uh, cu demnitate și cu a, pentru a respecta, uh, mă rog, răspunderea pe care mi-au mi dat-o. Uh, am câteva zile bune de stat în București, unde lucrez la, la Senat și revin în, în județ pentru. Problemele de zi cu zi respectiv pentru aceleași probleme legate de cetățeni, de a încerca să rezolvăm anumite probleme de a încerca să consiliem dacă vreți, de a încerca să culegem date de a primi memoria ține audiențe. Rolul pe care l-ai ca și parlamentar, pentru că eu așa înțeleg rolul parlamentarului. Am văzut că nu mulți colegi procedează. Nu vreau să comentez modul în care își exercită funcția, demnitatea publică, dar eu personal am, am avut o sumedenie întreagă de audiențe. Telefonul meu este public, l-am dat tuturor, am același număr de telefon de patru ani de zile, nu am schimbat telefonul, nici nu, nici nu vreau să-l schimb, pot să vi-l dau și indirect, direct, nu e niciun fel de problemă. Deci, nu, am fost un tip total deschis și transparent în ceea ce privește relația cu cetățeanul. Uh, vă dau un exemplu, 600 de cetățeni din, uh, din sudul județului aveau o problemă în urmă cu 3-4 ani de zile 3 ani de zile cu privire la faptul că acea zonă nu mai era deservită de trenul de călători e, Am făcut uh, demersuri importante la momentul ăla, mă, interpelări uh, Am mers la Ministerul Transporturilor, am prezentat memorul direct ministrului Într-un final, după o perioadă de timp într-adevăr de insistențe ale mele și ale autorităților locale, că și autoritățile locale din zonă erau nemulțumite, cu acest efort conjugat am reușit să readucem uh, trenul pe, pe linia legată de Făurei-Urziceni cu oprire în Pogoanele, de exemplu. Și sunt alte exemple pe care practic, se pot face. Exact. Punctual se pot rezolva și probleme punctual, care ține de punct, nu țin neapărat de regiune sau de apărat. cadrul legislativ. Da, este vorba de, să zicem așa, activitate dacă vreți, nu este legiferată acea activitate de lobby pe care o face parlamentarul pe lângă guvern, pe lângă alte autorități, astfel încât județul lui, locul de unde provine, să uh, poată să, să înainteze cât de cât să facă un pas. Uh, S -s dar... lucruri cunoscute nu sunt neapărat afirmate la nivel public pentru că uh, mă rog, lucrurile nu știu, sunt uh, pot fi interpretate și altfel câteodată probabil că acestea sunt și așteptările oamenilor da, dar, dar, un, dar un, uh, sunt așteptări uh, multe de la un parlamentar numai că uh, deci de foarte multe ori se înțelege și greșit rolul parlamentarului noi facem mai mult, decât, mai mult decât este rolul nostru și e normal să fie așa că suntem oameni. Dar, uh, uh, dincolo de asta, trebuie ca rolul parlamentarului să fie unul foarte bine definit și înțeles până la urmă de către cetățeni. Dacă ar fi să vorbim despre un scor al alegerilor parlamentare din acest an la Buzău? Nu pot să spun cât vor lua uh, uh, celelalte partide. Mă referam no, la, la, la Noi, eu cred că în județul Buzău, Partidul mișcarea Populară, va fi un scor peste 20%. Am înțeles. Ne apropiem cu pași repezi de finalul emisiunii. Motiv pentru care o să vă rog să transmiteți un mesaj buzoienilor care ne, care ne privesc și care vor vrea să meargă la alegeri pe 6 decembrie. Timp de patru ani de zile am militat și milităm pentru unificarea forțelor de dreapta. În acest moment, tot ce a însemnat dreapta buzoiană este unificată sub egida Partidului Mișcarea Populară. Avem proiecte, avem cu ce ne prezenta, avem cei mai buni oameni, oameni care au locuit, au rămas în Buzău, care lucrează de cel puțin 10 ani în județul Buzău. Față de celelalte partide aveam cea mai bună listă, cei mai buni candidați, cei mai bine pregătiți în acest context merităm să fim votați, vă rugăm să veniți la vot în 6 decembrie și să votați Partidul Mișcarea Populară și candidații Partidului Mișcarea Populară. Și pentru că n-am vorbit deloc despre echipa care se află în spatele dumneavoastră și a colegilor noastre, să vă rog să, să ne spuneți câteva cuvinte și despre echipa Partidului Mișcarea Populară. Echipa Partidului Mișcarea Populară este formată din uh, oameni din diverse domenii îl avem pe locul întâi la Camera Deputaților pe domnul Adrian Mocanu, parlamentar cu state vechi și care a ajutat multe comunități din județul Buzău. Pe locul următor este domnul Caton Mateșescu, fost vicepreședinte de Consiliul Județean, politician cu state vechi, doamna Cecilia Manolescu, șef al ITM Buzău până de curând și în momentul de față secretar de stat, domnul Ovidiu Angel, director al Electrica, fost candidat la primăria municipiului Buzău. Deci iată primele 3-4 nume sunt importante și cu experiență în zona politico-administrativă și zona profesională. În lista de senat este eu deschid lista la senat, iar pe următorul loc este domnul Raul Florescu, candidat la Râmnicu Sărat, Raul Florescu, cunoscut consilier județean, cunoscut fi. în zona de Râmnic, apoi Mihail Alexandru, actual inspector de geografie, inspectoratul județean Buzău, un profesor de geografie, unul din cei mai buni profesori de geografie uh, din, uh, din județul Buzău, premiată de, de Casa Regală pentru prestația ca profesor în zona uh, sa de activitate. Iată că sunt câteva nume grele, dacă vreți, importante, care uh, demonstrează prin profesionalism, prin dedicare, că merită să fie votată lista Partidului Mișcarea Popular. Listele. Și o ultimă întrebare, cum vedeți perioada de cuprinsă de acum până în data de 6 decembrie din punctul de vedere al campaniei electorale? Uh. Campania electorală probabil că va fi îngreunată datorită uh, zonei aceasta de pandemie uh, în care accesul către uh, accesul prin campania clasică de uh, dor to -door se face din ce în ce mai greu. În mare parte uh, prezența va fi uh, candidaților probabil că va fi online uh, și bă, în contextul dat nu va fi aceeași campanie, nu va mai fi aceeași campanie pe care o cunoșteam cu toții, cu uh, prezență masivă în stradă și așa mai departe. Cred că s-a și observat în cele două săptămâni care au trecut că acest lucru este, este uh, vizibil, este realizat deja. Suntem prezenți prin mesaje online, prin... Uh, prin uh, Video, videoclipuri prin luări de cuvânt și așa mai departe comunicate, deci sunt surse de informare suficientă nu este neapărat necesar o prezență în stradă însă, din punctul meu de vedere campania electorală este aceea în care poți avea contact direct cu cetățeanul, mi-a mi plăcut totdeauna un contact direct, mă rog, în condiții de pandemie cu distanțare, dar să te poți adresa, să vezi cu ochii tăi ca și candidat, care sunt dorințele oamenilor, care sunt problemele cu care se confruntă, să poți îmbunătăți acest cadru de acțiune parlamentară pentru ceea ce urmează. Domnule Bădulescu, vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați acceptat invitația mea în această seară. Vă doresc mult succes și multă putere de muncă, pentru că mai sunt, iată, câteva zile. Mulțumesc mult și ne mai întâlnim. Mulțumesc tare mult, doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Ne revedem luni după amiază. Vă doresc un weekend minunat. La revedere!